Chiar dacă vara s-a prelungit în acest an până aproape de sfârșitul lunii octombrie, toamna cea rece și ploioasă își intră în drepturi. Vremea se menține deosebit de caldă, mult mai caldă decât pentru această perioadă, cu cer senin, cu temperaturi ridicate. Începând de duminică, vremea se mai răcorește și odată cu lăsarea serii, duminică noaptea, luni, vremea devine și instabilă, adică vor fi precipitații în aproape toată țara, și luni și marți, chiar și miercuri. Iar vremea, temperaturile vor scădea, vremea o să aibă aspect de toamnă. La munte, la altitudini foarte mari, precipitațiile vor fi și mixte. Meteorologii spun că precipitațiile nu vor fi abundente, însă pe timpul nopții și dimineața vor fi temperaturi aproape de pragul înghețului, adică 0 grade Celsius, și poate apărea și bruma. Spre sfârșitul săptămânii viitoare, în regiunea Muntenia Sud, va reapărea soarele, însă temperaturile cele mai ridicate vor fi între 15 și 18 grade Celsius, adică temperaturi normale pentru anotimpul de toamnă.